Au apărut primele cireșe din acest sezon, însă nu sunt pentru orice buzunar. Într-o piață din Sibiu, de exemplu, fructele aduse din Spania se vând cu 150 de lei kilogramul. Chiar dacă prețul pare exorbitant, clienții nu lipsesc. Chiar dacă nu oricine își permite să cumpere cireșe, verdețurile de primăvară au umplut și ele tarabele. Iar comercianții spun, de exemplu, că le vând la prețurile de anul trecut. Au apărut verdețurile de vreo două săptămâni, așa mai... cantități un pic mai mari, marfă e frumoasă, prețurile sunt bune, așteptăm clienții. Ce aveți? Ceapă verde, usturoi, mărar, leuștean, tot ce ține de începutul ăsta de sezon de verdețuri. Inclusiv cireșe? Inclusiv cireșe. De unde sunt cireșele? Spania. Sunt cireșe foarte faine, prețul e super bun, 150 de lei kilogramul față de anul trecut. Spanacul 12 lei, 15 lei kilogramul, depinde de spanac. Usturoiul 2 lei legătura, ridichile 3 legături la 5 lei, ceapa 3 legături la 5 lei, frunzele 2 lei legătura. Prețurile de anul trecut și de acum câțiva ani, aceleași prețuri sunt. Piața destul de bogată? A început să fie bogată din ce în ce mai mult. Încep și oamenii să vină să cumpere trufandale. Le place că sunt mai proaspete ca la marketurile astea mari și le place să vină să cumpere, spun că se delectează aici, mai discută cu noi, mai lăsăm la preț, dăm și mai pun, noi mai scadem și e bine așa. Ce ați cumpărat astăzi? Eu am cumpărat salată, da, și vreau să iau și usturoi. Ați așteptat să sosească verdețurile în piața din Sibiu? Că am așteptat și normal, de la noi sunt toate bune. Sunt cele mai bune în piață decât la supermarketuri. Cum sunt prețurile? Sunt bunicele, să știți. La inflația care îi, sunt foarte bune. Sunt bune, eu zic. Și față de ce găsim în supermarketuri. Dacă am putea, numai de la ei am luat. Ce ați cumpărat astăzi? A, numai cartofi, ceapă și pătrunjel, deocamdată.